Fetele au un secret și nu vor să ne spună și nouă. Nu-i adevărat, am pregătit o surpriză și dacă spunem, nu mai este surpriză. Dar și doamna învățătoare este la fel de elegantă ca și voi. Recunosc, și eu fac parte din surpriza fetelor. Gata, gata, veți afla surpriza la momentul potrivit. Acum, puișoarelor, vă reamintesc că astăzi este ultima zi de școală. Astăzi terminați clasa întâi. Trebuie să-i facem un mic cadou pentru a arăta prețuirea noastră.
rugăciunea vorbim cu Dumnezeu. Deci suntem atenți. Chiar mai aflat că nu este frumos să apărăm un coleg. Fiecare dintre noi, când greșește, trebuie să-și recunoască singur vina. Căci a greșit omenește, a te ridica îngerește. Nu e bine să ne nervăm, cel mai bine să spunem ce ne deranjează și se rezolvă. Că nu este frumos să râdem unii de alții, nici noi nu ne-am simțit bine dacă cineva râde de noi. Și desigur, trebuie să fim ordonați, să avem grijă de lucrurile noastre, să păstrăm ordine în clasă. Iar eu am învățat de la voi ce frumoasă este lumea copilului și ce frumos este să vezi lumea prin ochii copilului. Vă mulțumesc că mi-ați dăruit din bucuria voastră și entuziasmul vostru. Pazi! Și totuși, care este surpriza? Bine, fetelor! Grigorie, poftim, tu știai? Surpriza e surpriză, vă rog să vă ridicați! Thank you.
să începe minunata noastră poveste, serbarea vecetarului. Gaga, baby.
știe, vrea să și scrie, dar nu știe pe filmare, dar cum o fi oare? Vrancea, Paul și Matei, o ajută, dragii mei, o secere i-au adus, cu mânere întors în sus. La Horohoria, deci Tihona a jucat înainte, faceți doi și tot doi și înapoi. Hai cu toți nu sta pe loc, să strigăm acum cu foc, fără noastră românească, cine joacă să trăiască. Este un violonist, are mii și mii de arcușuri și încântă pe copii. A studiat pe la mici, pe la grei și furnici. Și în serile de vară cântă mândru la vioară. Mai curat cu un picior. Cu el scrie și bunica Raul, Radu,
Rodica. Eu îl scriu ca pe o comoară România mea țară. Pe să mare l-am aflat, ca pe un șarpe ondulat. Și scriu numele Sorina, Sandru, Simina, Sabina. Deși n-am văzut vreodată șarpe cu clopoței la poate, știu că există. Și se pare că seamănă și mare. Acum scriu cu Mârtelan, Ștefania și Ștefan. O balanță am desenat, dar de tare de am uitat. O privesc și mi se pare că e litera de mare. Am construit cu Mârtelan, Timotei, Tudor, Traian. Sub tubul o virguliță și țumară Niculiță. Ați vă scrie după plac și cu țică țiriac. Urechile vrea să scrie numele său pe hârtie, dar nu știe cum se face litera U mare iată. Noi îndată i-am desenat, o pupăvă și-a aflat. Un vârf desăgeată, îndreptat în jos, este litera V mare și îmi este de folos. Să scriu Vasile, Voichița, voi cu Vasa Victor. Bye.
facem adunări, știm să facem și scădere, socotim și adunăm și probleme rezolvăm.